Bună ziua! Astăzi am câteva lucruri importante de comunicat. Primul se referă la legea dării în plată, sau, cum se numește cu titlu complet, legea privind darea în plată unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Această lege a ajuns inițial la mine și am retrimis-o în Parlament cu câteva observații. La momentul respectiv, după părerea mea, legea nu a fost foarte bine elaborată. Parlamentul a luat în considerare aceste observații pe care le-am trimis, a modificat legea corespunzător și mi-a retrimis legea în forma nouă. Am apreciat faptul că Parlamentul a ținut cont de observațiile mele și consider că legea în forma în care a ajuns acum la promulgare este în regulă. În consecință, am promulgat această lege și astăzi va fi publicată în Monitorul Oficial. Al doilea lucru se referă la legea pentru modificarea și completarea legii numărul 334 din 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. O lege de modificare, deci, care conține un punct care a fost discutat în spațiul public destul de mult și din acest motiv vreau să detaliez un pic despre ce este vorba. O nouă normă care a fost introdusă prin legea de modificare este o normă care introduce o așa numită afectațiune specială pentru conturile de campanie ale partidelor politice. În ce constă acest lucru? Practic, contul de campanie al unui partid nu poate fi executat silit. Trebuie să ținem cont, când evaluăm această nouă normă, de cel puțin două lucruri. Primul lucru se referă la faptul că există un fenomen negativ în esență, dar există, numit migrația politică. Politicieni care părăsesc un partid și trec în alt partid sau politicieni care părăsesc un partid și înființează alt partid. Este foarte ușor de imaginat că un creditor al unui partid migrează el sau migrează simpatia creditorului către un nou partid. Și atunci putem să ne imaginăm situații în care competiția politică este falsificată dacă se aplică o executare silită la contul unui partid exact în campanie electorală. Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este articolul 8 din Constituție, care ne spune care este, de fapt, rolul unui partid politic și putem să citim că partidele politice contribuie la definirea și exprimarea voinței politice. Ori dacă contul de campanie al unui partid este blocat exact în campanie electorală, atunci cu siguranță apare o situație care afectează semnificativ felul în care acel partid se poate exprima sau poate contribui la formarea voinței politice. Ținând cont de aceste aspecte,
am considerat că norma nou introdusă de legiuitor este corectă, drept pentru care am promulgat această lege. A treia chestiune pe care am ținut să o comunic astăzi este faptul că am semnat numirea procurorului general Augustin Lazăr. În fine, un lucru care ține mai mult de mine. Cred că este bine să se știe că mi-am făcut viza de reședință pe București, adică voi vota la alegerile locale aici, pentru primar general și pentru primar de sector la București și, evident, și pentru Consiliul General și Consiliul de Sector. Mi s-a părut că este corect așa și, în consecință, voi fi și mai interesat de felul în care se face campanie electorală pentru București. Mai am un punct pe care îl las pentru sfârșit. Dacă aveți întrebări, două, maximum trei întrebări sunt dispus să iau. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua. Andreea Dumitrache, Antena 3. Șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, a făcut declarații grave la adresa lui Mihai Răzvan Ungureanu și a Serviciului de Informații Externe, Mihai Răzvan Ungureanu fiind propus de dumneavoastră că SIE nu-și face treaba și că nu a trimis informări către beneficiari. Ați avut o discuție cu Mihai Răzvan Ungureanu? E necesară o demisie a lui? Această situație care a apărut se datorează unei comunicări probabil suboptimale. Și pentru a clarifica aceste aspecte, i-am invitat în această dimineață pe amândoi. Am avut o discuție la care am avut invitați pe doamna procuror-șef Chioveși și pe domnul director Ungureanu. A fost o discuție constructivă, s-au lămurit lucrurile și în continuare urmează ca ei împreună să găsească soluțiile la problemele care ar putea să apară, să lămurească neînțelegerile între cele două instituții. Consider că problema s-a rezolvat. Dumneavoastră v-ați făcut o părere cine a greșit în acest conflict între instituții? Poate are și altcineva o întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, de la Împăcurarea Realitatea TV. În problema soluțiilor dezinfectante folosite în spitale, care este punctul dumneavoastră de vedere dacă ați vorbit cu Ministrul Sănătății, cu premierul Dacian Cioloș și dacă demenegerierea acestui subiect extrem de important care ține până la urmă viața românilor ține și soarta Ministrului Sănătății? Nu știu, mai poate rămâne în funcție dacă nu manageriază bine această problemă? Vedeți, și aici avem o situație unde principiul las că merge și așa este extrem de păgubos. Este clar că aici unii nu și-au făcut datoria cum trebuie și în consecință vom avea o analiză și vom trage concluziile care se impun. Ar trebui schimbate și procedurile în ceea ce privește analiza? Nu știu, înțeleg că nu există laboratoare care să facă analize la noi în țară pentru aceste soluții. Cu siguranță procedurile trebuie îmbunătățite. Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte, Denisa Pascu, România TV. Domnule președinte, ați fost acuzat în ultima perioadă că ați fi încălcat Constituția prin faptul că ați spus că l-ați sunat pe liderul Partidului Social Democrat și i-ați spus direct să-și dea demisia în urma problemelor pe care le are. Cum răspundeți acestor acuzații? Una la mână. Cu siguranță nu am încălcat Constituția. Doi la mână. Nu am cerut
demisia domnului Dragnea, fiindcă nici nu am cum să cer demisia domnului Dragnea. Eu nu sunt membru PSD și ca atare n-am această cădere. Însă este adevărat că i-am spus domnului Dragnea că, după părerea mea, ar fi bine să renunțe la conducerea partidului. Evident, dacă o va face sau nu, este decizia domniei sale. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc tuturor sărbători fericite. Unde faceți sărbătorile? În esență, acasă. Mulțumesc!